Proiectul de renovare va transforma acest spațiu într-un centru cultural modern, păstrând noi totodată farmecul istoric. Primarul Negură a împărtășit și câteva imagini cu designul propus pentru cinematograful Moldova, promițând un spațiu elegant și funcțional pentru diverse activități culturale. Această inițiativă nu doar că va restaura două clădiri importante din patrimoniul local, dar va oferi și locuitorilor un loc modern pentru vizionarea filmelor și alte evenimente culturale, contribuind astfel la îmbogățirea vieții culturale a orașului Câmpul Lung Moldovenesc. Cinema Luceafărul a funcționat la etajul fostului palat comunal și al fostei primării și inițial s-a numit Maxim Gorki. Cinema Moldova s-a numit inițial 23 august. În anii 1962-1963, Cinema Moldova a luat locul întâi pe țară în întrecerea socialistă sub conducerea directorului Vasile Tanu și a lui Aurel Rotaru.